Dimineața. În primul rând, mă cheamă Nicu Lupa. Astăzi o să facem împreună cea de-a patra lecție organizată de UPT. Titlul acestei lecții l-am scris deja ca să nu mai pierdem vremea. Matrice, determinanți și sisteme de ecuații lineare. O să am rugăminte, în primul rând, la cei care sunteți în sală. Dacă aveți neclarități, vă rog, spuneți, opriți. Bine? Înțelegeți ceea ce facem. Cei care sunteți online, din păcate, nu pot să fac lucrul ăsta. Și de asemenea să urmăriți calculele, să mai greșesc la calcule. Și vorba aia, profesor, ar voie să greșească elevul. Nu. O să încerc din fiecare subcapitol să abordez anumite probleme. De asemenea, o să încerc ca să nu fac problemele care au fost făcute sau să nu fac majoritatea problemelor care au fost făcute anii trecuți. Dacă intrați pe YouTube, găsiți înregistrările din anii trecuți, din 2021, 2022, 2023. Sunt foarte multe probleme făcute acolo, evident cu schimbarea numerotației. Da? Cartea, ați văzut și voi, tot se modifică. Și evident că numerotarea problemelor nu va coincide cu cele din anii trecuți, dar sunt și câteva probleme acolo. Bun, m-am gândit să încep cu o chestie mai simplă, dar poate un pic mai teoretică. Mulți dintre voi nu sunteți obișnuiți cu părți teoretice, să spun așa. Deci, chiar dacă problema asta am mai făcut-o într-unii din anii precedenți, vreau să reîncep cu ea pentru a vă explica anumite chestii care o să le folosim ulterior. Și anume, e vorba de AL 172. Dacă vă uitați pe nunțul acestei probleme, constatați că sunt niște propoziții care se bazează, de fapt, pe înmulțirea a două matrice. Inclusiv predând studenților, am constatat că mulți nu au foarte bine pusă ideea de înmulțire a matricei, de aia, chiar dacă unii dintre voi știți, o să prefer să încep cu chestia asta mai simplu. Înainte să trec efectiv la problema, de când se înmulțesc două matrice, când avem voie să le înmulțim. Mă aștept din sală. Dacă am o matrice A, da? Presupun că elementele acestei matrice sunt aici, așa simbolic. Și presupun că matricea asta are, hai să spunem, M linii și N coloane. A, trei sunt elemente bineri din ce nu are relevanță. Nu am o altă matrice B. Hai să notez elementele cu beige. Și acum, încercați voi să-mi spuneți. Ce trebuie să se întâmple aici ca să pot să mulțesc cele două matrice? Fac ca orbe. Mă interesează să calculez la orbe. Asta e scopul. Hai să presupun că notezi la pe elementele sale cu cei. Cum erați obișnuiți să mulțiți două matrice? Liniile? Hai să presupun că asta ar fi una dintre liniile matricei. Care? A1 sau B1? A. Deci asta. Hai să o notez cu linia I de la A. Și aici am paranteza asta. Ok? Și liniile mulțiți cum? Coloana de la? Da. Asta ar fi, să spunem, coloana J de la B. Bun. Și cum se mulțesc? Primul element de pe linia asta cu primul element de pe coloană. Al doilea element se mulțește cu al doilea element de coloană și așa mai departe și se adună. Bun. Înseamnă că ar fi natural ca atâtea elemente cât am pe linia asta, să am pe această coloană, să am ce să mulțesc. Fiecare cu fiecare, nu? Bun. Câte elemente are o linie? Dacă nu vreau să le număr. Fără să mă uit aici, la A și la B. În general, câte elemente sunt pe o linie? Relativ la matricea asta. De ce? Câte coloane sunt? Perfect. Atâtea coloane sunt. Deci câte elemente sunt pe o linie? Câte coloane are matricea, nu? Așa numai. Primul, de pe prima coloană, a doua coloană și mai departe. Bun. Deci, ca să pot să mulțesc aici, voi avea atâtea elemente câte coloane are prima matrice. Și câte elemente sunt pe o coloană? Păi, câte linii sunt? Doar dacă faceți chestia asta, nu o să mai încurcați. Și acum, ca să pot să mulțesc sau să fac A ori B, am zis, A trebuie să aibă atâtea coloane
câte linii va avea pe U. Deci aici sunt obligat să pun N. Și aici ai număr. Nu trebuie să fie neapărat nu. Da? Deci, ca să putem să mulțim două matrice, prima matrice trebuie să aibă atâtea coloane cât are linii cea de-a doua matrice. Da? Iar rezultatul A ori B, în cazul ăsta va fi posibil, și va fi o matrice care va avea atâtea linii cât are prima, adică M, în cazul nostru, și atâtea coloane cât are a doua, adică cum se mulțesc, cum mai schimb? Exact cum vă spuneam, linia, coloana și se adună elementele între ele. În felul ăsta cred că nu o să mai confundați linii cu coloane sau coloane cu linii. Simplu vă faceți chestia asta simbolică și vă gândiți câte elemente sunt pe o linie, păi câte coloane am. Câte elemente sunt pe o coloană, păi câte linii am. Da? Deci evident că numerele respective trebuie să fie egale. Ok? Acum o să șterg aici. Ați apucat să scrieți? Și acum să luăm pe rând propozițiile de la angul 172. Ce zice prima propoziție? Dacă A pătrat se poate calcula, rezultat, atunci zice că A trebuie să fie unsă matrică pătrată. Ce înseamnă matrică pătrată? O matrică pentru care numărul de linii coincide cu numărul de coloane. Hai să vedem ce înseamnă A pătrat. A pătrat înseamnă A orar, nu? Dacă A-ul ar fi, să spunem, de forma MN, adică M, N coloane, scriu din nou pe același A și aici, MN. Ce am zis? Ca să pot să mulțesc, trebuie ca numărul de coloane de la prima, care înseamnă în cazul nostru N, să coincidă cu numărul de linii de la a doua, care este M. Deci înseamnă că ceea ce am încercuit cu roșu aici, am pus aici trebuie să fie numere egale. Adică rezultă că M obligatoriu trebuie să fie egal cu N. Păi M și N reprezentau numărul de linii, respectiv numărul de coloane pentru matricea, înseamnă că ele sunt egale, deci A este pătratică, este adevărat. Bun, trecem la următoarea. A doua. Dacă A ori B, respectiv B ori A, se calculează, spune așa pe scurtat, există. Există, înțeleg că se pot calcula. Zice că atunci A și B ar fi pătratice. În primul rând vă întreb, și voi care sunteți în sală, dacă presupun că există AB și BA, adică ambele matrice ar exista, ceea ce se presupune aici, sunt egale în general sau nu neapărat? Nu neapărat, da? Înmulțirea matricilor nu este comutativă, adică în general, ce pot scrie ca și observație, și nu are legătură cu chestia asta, dar o să mai folosim. Deci în general A ori B este diferit de B ori A. Și cum vă spuneam, asta înseamnă de fapt că înmulțirea nu este comutativă. Cum este în schimb înmulțirea? Asociativă. Asociativă practic înseamnă că pot să pun paranteze rectangulare. Asta fi. Ok. O altă observație. Dacă AB există, există musă și B ori A? Nu? Neapărat. Da? Bun. Hai să ne legăm acum de problema noastră. Am presupus că AB există. Hai să spun așa. Și B ori A există. Bun. Iau, de exemplu, A o să fie o matrice de tipul MN. Am să scriu direct numai scriu asta. La prima situație, dacă A ori B există, obligă matricea B să aibă N
linii, pentru că asta am presupus că are N coloane, înseamnă că asta altă trebuie să aibă N linii. Și câte coloane, poate vă, nu contează, zicem P. Bun, încerc să scriu chestia asta acum dincolo. Păi B-ul are, cum am spus înainte, N linii și P coloane, iar A-ul are M linii și N coloane. Dar ca să pot să calculez B-urile A, din nou trebuie numărul de coloane de la prima, adică de la B, în cazul nostru, să coincide cu numărul de linii de la a doua, adică cu M. Deci de aici îmi rezultă că obligatoriu M-ul trebuie să fie egal cu P. Zice proprietatea și sunt pătratice. N-am obținut la fi neapărat pătratice. Evident, dacă sunt pătratice, e adevărat. O să nu fie pătratice. Uităm, A-ul dacă e MN și B-ul dacă este NM, pentru că am obținut că P-ul și M-ul sunt egale, atunci se poate calcula și A-B și B-ul. Deci această afirmație nu este neapărat adevărată, că este falsă. Bun. Ne uităm la următoarea. Petru. E foarte asemănătoare cu asta, nu mai sunt doar o... Hai să încerc să scriu aici. Avem deja pe tablet ce ne trebuie. Zice că dacă A, B, A ori B, respectiv B ori A există ambele, atunci cele două matrice considerate, adică A, B, respectiv BA, sunt pătratice. Hai să ne uităm, nu mai trebuie să scriem absolut nimic. Tot aici greu. Deci, dacă A ori B, respectiv B ori A, există ambele, am tras concluzia că M egal cu P. Hai să vedem ce se întâmplă în situația când M egal cu P. Păi, A ori B va fi M, N, N, M, MN înmulțit cu NM, produsul ce am spus, de ce tu v-am spus că câte linii are prima, adică M, și câte coloane are a doua, adică P. Numai că P a fost tot M. Deci, asta, A ori B, va fi o matrice de tip MM. Adică pătratică. Cealaltă. Unde avem B ori A? NM, eu am tras concluzia că este M, NMMN, înseamnă că va fi o matrice de tipul NN. Adică și ea este o matrice pătratică, ceea ce înseamnă că și P3 este adevărat. Înțeles? Bun. O să aștept? Bun. Pe 4. Uite așa. Dacă A ori B este B, atunci A este obligatoriu matrice identitate. Ce credeți? E adevărat sau nu? Hai să presupunem că A, B ar fi numere, n-ar fi matrice. Dacă ați avea A ori B egal cu B, sunt numere, da? Presupun că A și B sunt numere, nu sunt matrice. La urmă și un număr e un caz particular de matrice. Matrice de 1 pe 1. Deci dacă ar fi numere, din A ori B egal cu B, obțin că A ar fi obligatoriu 1. Dar vreau să vă gândiți un pic. Nu. De ce nu? Că B poate să fie 0. Că B poate să fie 0.
Dacă la numere nu e adevărat, o să le nici la matrice. Nu? Iau matrice de 1 pe 1 și B-ul e matricea 0. Dacă iau B matricea nulă, A ori B logic va fi matricea nulă indiferent de A. Adică pot alege A și matricea diferită de matricea identitară. Bun. La admitere, cum știți probabil, problemele se schimbă. Da? Deci asta e fals. Evident, de exemplu, B diferit, iau O, matricea nulă cu câte o fi. Da? Hai să spunem M, N. Asta înseamnă matricea nulă pe M linii și M culoare. Atunci A poate să fie orice matrice. Hai să vedem ce orice matrice. În primul rând trebuie să existe mulțirea AB și AB să fie mus aici egal cu B. Dacă scrie AB egal cu B, am presupus că B-ul e o matrice de tipul MN. Hai să vedem A-ul ce tip trebuie să aibă. Odată, tot MN și aici. Ce pune aici? M indice cât? Sunt obligat să pun M. De ce sunt obligat să pun M? Pentru că rezultatul va avea atâtea linii cât are prima. Nu? Păi. M înseamnă că sunt obligat să pun M. Numai ca să existe A ori B, trebuie ca A-ul, adică prima, să aibă atâtea coloane cât are a doua linii. A doua are M linii, deci asta e obligată să aibă M coloane. Deci, practic, A-ul poate să fie pur și simplu o marcă oarecare, dar pătratică. Deci, dacă nu ar fi pătratică, nu are cum să existe A ori B și să fie și egal cu B. Da? Deci, practic, din înmulțire și din faptul că A ori B trebuie să fie egal cu B, deduc că matricea A obligatorie este o matrice pătratică. Matricea B poate să fie o matrice oarecare. Bun. Dacă vă schimbăm un pic acum această proprietate și să vă zic așa. Deci am ajuns la concluzia că dacă nu mai pun nicio restricție, e fals. Da? Iau B matricea unitate, matricea nulă și las toate matricea respectivă adevărată. Adică A ori B egal cu B. Bun. Hai să presupunem acum. Dacă AB egal cu B și B ne nulă, hai să luăm, răspundem până acum la problema asta, zice care sunt adevărate, până acum am tras concluzia că sunt ar fi adevărate pe 1 și pe 3. Da? Deci răspunsul corect până în momentul ăsta ar fi pe 1, pe 3, este D-ul. Bun. Hai să fac o altă proprietate. Să o modific un pic. Da, tocmai ne-am vrea să știți cu voi. Punem un P4'. Și zic așa. Dacă A ori B egal cu B și B ne nulă, cât o fi, nu contează, pe notația noastră diferită de 0 mn, atunci A-ul este matricea unitară. În cazul numerelor, ar fi adevărat sau nu? Deci dacă B-ul ar fi nenul, și pe scump, din nou A și B sunt numere. Am voie să împart cu anumite numere atât timp cu numerele alea nu sunt 0. Am presupus că B-ul ar fi diferit de 0 ca număr, repet, sunt în ipoteza care iau numere, înseamnă că A-ul e 1. Deci dacă A și B în loc de matrice ar fi numere, ar fi adevărată. Dacă ce se întâmplă la numere, nu se întâmplă de regulă la matrice. De exemplu, la numere A ori B era B ori A tot timpul, pentru că la matrice A ori B nu este în general B ori A. Atunci, întrebare, ce se întâmplă cu proprietatea asta? Presupun că B este nenul. Ce credeți? O fi adevărat, o fi falsă? Dacă aș trece la determinanțe în această relație, dacă am egalitatea două matrice, logic și determinanțe celor două matrice vor fi egale, nu?
Ca să vedem, poate obținem niște informații suplimentare. Trec la determinant. Să vedem un pic mai acolo și proprietățile determinanților. Determinantul lui A ori B este tot timpul egal cu determinantul lui A ori determinantul lui B. Determinantul produsului este produsul determinanților. Este poate cea mai importantă proprietate a determinanților. Da. Și aș obține determinantul A ori determinantului B egal cu determinantului B. Determinantului B, nu știu dacă e 0 sau nu. Dacă B e diferită de 0, nu înseamnă că determinantul său e diferit de 0. Asta e una dintre greșelile care se fac destul de frecvent. Deci aveți o matrice de diferită de matrice anulă și cu toate astea determinantul său poate să fie 0. Pe de altă parte, B nici nu neapărat e matrice pătratică. Deci nu pot să zic că determinantul lui A ori B, determinantul lui A ori determinantul lui B în cazul ăsta, decât dacă și A și B ar fi matrice pătratice. A-ul am constatat că e, dar B-ul nu neapărat. Da? Dar dacă ar fi... Da? Nu neapărat. Hai să încercăm să luăm un exemplu. Hai să iau pe postul lui A. Este o matrice relativ simplă. Exemplu 1, 0, 1, 1. Am luat-o ca să fie determinantul 1, să nu fie matricea unitate de a determinantul 1. M-am uitat un pic. Dacă B ar fi pătratică, și hai să presupunem că ar avea determinantul diferit de 0, da, atunci pot să împart și determinantul ar fi 1. Deci poate chestia asta m-a ajutat. Nu neapărat atunci, dar m-a ajutat în alegerea matricei A. Dacă e o altă matrice B, hai să iau o matrice coloană. Un pic și o matrice coloană. Și vreau să calculez A ori B. Dar A ori B trebuie să fie B. Hai să mimez înmulțirea. 1 ori ăsta plus 0 ori ăsta. Și ar trebui să fie ce pun pe aici, nu? Hai să luăm 0. Un ori 0 cu 0 ori orice, cum dă? Da, asta e verificat. 1 ori 0 plus 1 ori ceva, trebuie să-mi dea ceva 1. 1 ori 1 dă 1. A ori B egal cu B. Da? Matricea nu e matricea unitară. Da? Deci, practic, și dacă aș presupune că B e diferită de matricea nulă, la fel, proprietatea respectivă rămâne falsă. Bun. Am terminat cu asta. Bun. Acum, ați văzut și voi că anii trecuți și anul trecut și acum 2 ani a fost date la examen tot timpul probleme cu rang și probleme cu rezolvarea unor sisteme. Rangul în general e destul de simplu de calculat, dar constatând și pe la colegii voștri mai mari care sunt deja studenți, mulți dintre ei greșeau. Multe din problemele de rang le-am făcut și anii precedenți. Singura care nu am făcut-o este pe cale 222. Ce să începem să facem? O să încep cu problemul puțin mai simplu, după care o să creștem gradul de dificultate treptat. La această problemă se cere rangul următoarei matrice. Mai la asta o să încerc să vă învăț ca să nu faceți doar calcule. Înainte să vă apucați să faceți calcule, încercați să compilați un pic și poate anumite calcule chiar nu mai trebuie făcute.
Ocazia asta repetăm și cu determinantul. 2 minus 2, 3. Minus 1, 0, 2. 1 minus 2, 5. 3 minus 2, 1. Și 3 minus 4, 8. Hai să presupun că asta ar fi linia 1 și asta linia 2. Să notez linia. Matricea asta ce tip e? Ce tip are? Câte linii are? 1, 2, 3, 4, 5 și 3 coloane. Ce înseamnă rangul unei matrice? Este cel mai mare ordin al unui minor obținut din această matrice sau un determinant de această matrice, nenul. De exemplu, ca matricea asta să aibă rangul, de exemplu, 3, ar fi să găsesc un determinant de ordinul 3 diferit de 0 și dacă ar exista determinanți de ordin mai mare, obligatoriu toți acei determinanți trebuie să fie 0. Bun. Fiind cu 5 linii și 3 coloane, practic pot să găsesc maxim determinanți de rang de ordinul 3. Dacă nu am suficiente coloane pentru a forma determinanți de ordin mai mare decât 3. Practic, de aici pot să trag o concluzie simplă, dar care mă ajută, că rangul ea obligator este mai mic sau egal decât 3. Ca să fie 3, cum spuneam, ar fi să găsesc un determinant de ordin 3 diferit de 0 și am terminat, pentru că determinanți de ordin mai mare nu există. Acum, am varianta, pur și simplu, să iau la prezneală și să încerc să calculez determinanți. Mă poate am ghinion și o să fie 0, 0, 0 și încep să înjur. Dar varianta să încercăm să compilăm un pic. Hai să ne uităm un pic la matricea asta. Dacă, ce știți? Dacă am o matrice în care o întreagă linie sau o întreagă coloană este 0, automat, evident, matrice pătratică, automat determinantul acelei matrice va fi 0. Dacă am o matrice în care două linii sau două coloane sunt egale sau chiar mai general proporționale, automat determinantul va fi 0. Da? Deci dacă observ că una dintre linii sau una dintre coloane este proporțională cu altă linie sau cu altă coloană, o să mă apuc să mai calculez determinantul. Automat acel determinant va fi 0. Și cazul cel mai general, dacă una dintre linii sau una dintre coloane se poate scrie ca o combinație de alte linii sau alte coloane, din nou determinantul este 0. De exemplu, dacă linia 3 o scriu 2, linia 1 plus linia 2. Dacă observ că linia 3 se scrie de forma respectivă, automat determinantul este 0. Deci, sfatul meu, când aveți de făcut astfel de calcule, să nu apucați pur și simplu să sperați că o să găsiți un determinant diferit de 0 de ordine. Poate nu. Și încerc de altfel să fac cât mai puține calcule posibil. Hai să tragem un pic ochii. 2 minus 1, 1. Dacă le adun, cam iasă. Deocamdată. Minus 2, 0. Minus 2. E ok și ăsta. 3 cu 2, 5. Deci ce observ? Că linia 3 este linia 1 plus linia 2. Ce am spus anterior? Dacă o linie este o combinație lineară de alte linii, păi asta am scris, determinantul va fi 0. N-am de ce să mai am atunci determinantul ăsta. Îl calculez degeaba. O să ajung la concluzia, dacă nu greșesc la calcule, că e 0. Hai să mai putem observa ceva. Deci am terminat cu asta. Ne uităm? Hai să ne uităm la 4. 2 minus 1, 3. Minus 2, 0, minus 2. Asta era la început. 2 minus minus 1, 2 plus 1, 3. Minus 2, înseamnă minus. Minus 2 minus 0, minus 2. 3 minus 2, 1. Se observă destul de simplu. Deci linia 4, observăm că linia 1 minus linia 2. Nu mai trebuie să o iau în calcul determinant. Se poate să observa și la ultima linie. Hai să presupun că nu observ. Deci la
ăstea două am observat destul de simplu cum se pot scrie. Hai să vă spun că la ultima eu nu observ nimic. Îi savurez cu ochelarii, mai și bine. Ce la ce? Nu o să mă apuc să iau direct determinant de ordinul 3. Începem? Acum, în cazul ăsta se poate. Dar de obicei, ideea este să încep cu determinanți de ordin mai mic și tot să cresc gradul. Da? Numai de ordinul 1 o să mai iau, că evident se vede. De asemenea, se vede unul de ordinul 2 care e nenul. Dacă uitați aici, că veți observa că ăsta nu e 0. Deci plec cu ordinul 2, delta 2 îl calculez direct, produsul elementelor de pe diagonala principală, 2, 0, care e 0, din care să vedem produsul elementelor de pe diagonala secundară, minus 2, minus 1, 2, și minus 2. Îi diferit de 0. Ce informații am obținut? Am găsit un determinant de ordinul 2 nenul, înseamnă că rangul ia de aici este mai mare sau egal decât 2. Adică e cel puțin 2. E cel puțin 2 și maxim 3. 1. Acum ideea care? Să încerc să văd dacă găsesc un determinant de ordinul 3 nenul. Nu o să mai iau ăștia două linii cu a treia, respectiv cu a patra, pentru că am observat aceste relații. Le iau degeaba. Și avea o singură posibilitate de a lua un determinant de ordinul 3 din ipoteza în care nu observ că și acele linii sunt proporționale. Se șterg bucata asta. Și iau determinantul. Hai să notez cu delta 3. De regulă mie îmi place să pun indicii pentru a simboliza ordinul determinantului. O să mă ajute după aia. Vreau să și scriem. Va fi 2, minus 2, 3. Minus 1, 0, 2. Și 3, minus 4, 8. Acum, în principiu, acest determinant puteți să-l calculați cum vreți, e destul de simplu de calculat. Eu o să-l calculez dezvoltându-l după elementele liniei 2, că am deja un 0, și făcându-mi încă un 0. Toată metoda asta e mult mai simplă decât să pur și simplu să calculez procesul. Dă mai ales când sunt numere mari. A, nu știu voi, dar eu de obicei greșesc la mulții. Și am de ce să mă apuc să mulțesc cu 8, cu 3, cu 2, cu 5 acolo. Cred că fac mult mai simplu 0 aici și apoi îl calculez. Da? Deci vreau să fac 0 în locul lui 2. Ăsta va fi pivotul cu care vom lucra. Egal? Valoarea determinantului nu se modifică dacă la o linie sau o coloană adunați o altă linie sau o altă coloană eventual înmulțită cu ceva. Cum fac 0? Înmulțesc coloana 1 cu 2 și adun la coloana 3. Da? Avem minus 1 ori 2 plus 2, ăsta e 0. Și fac 0. Coloana pivotului rămâne nemodificată, deci 2 minus 1, 3. A doua lasă la fel că nu fac nimic. 2, 0, minus 4. Și ăsta vreau doar să vă explic și proprietățile determinanților pe care le pot simute. Și acum facem ce am spus. Deci mulțesc cu 2 și ajung dincolo. 2 ori 2, 4 cu 3, 7. 2 ori minus 1, minus 2, cu 2, 0, asta și voiam de fapt. 2 ori 3, 6, 8, 14. Egal. Ăsta e pivotul. Cum se dezvoltă un determinant? Este elementul nenul, în cazul nostru minus 1, ori încă un minus 1, de asta vă rog să nu uitați, care va fi la puterea, suma dintre numărul liniei și numărul coloanei pe care se află acel element nenul. La noi se află pe linia 2, coloana 1. Da? Deci elementul, minus 1, minus 1 la suma dintre linie și coloană, ori, numiți că tăiați, o altă culoare, coloana, respectiv linia
elementul diferit de 0 și obțineți acel determinant. Încă minus 2, 7, minus 4, da? Deci ăsta se calculează foarte simplu, iarăși vreau să pun în valoare proprietățile determinante. Încerc să pun în valoare proprietățile pe simple, după care o să crește în grad de dificultate, dar o să folosim aceste proprietăți. Mai simplu, înțelegeți aici. Nu vreau să calculez așa determinante. Observă 7-14. Dacă o coloană sau o linie este proporțională cu un număr, acel număr poți să-l scot în fața determinantului. Deci vine minus 1, minus 1 e 1, nu mai scriu. 7 îl scot în față. La fel și aici, minus 2 îl scot în față. Și îmi dă 1, 1, 2, 2. Dar evident este 0, fără să-mi calculez. Ce am spus, dacă la un determinant două linii sau două coloane sunt egale, coloana 1 este egală cu coloana 2 sau două linii, respectiv două coloane, sunt proporționale, linia 1 este proporțională cu linia 2, automat determinantul este 0 și nu mai trebuie să-l calculăm neapărat. Deci, acest determinant de ordinul 3 este 0. Găsisem în prealabil un determinant de ordinul 2 nenul. Înseamnă rangul ea este... Sper ca să înțeleg și conceptul de rang. Ok. Acum vreau să facem o problemă cu înmulțirea. Sau nu, hai să dacă stăm la determinant să calculăm și un determinant mai puțin clasic. Să luăm unul. Haideți să încercăm. Asta poate cel mai nestandard, dar e 199. Determinantul. Și atât să calculăm un determinant. La pătrat. La pătrat. A plus 2 la pătrat. Pe pătrat și la fel, vom ia până în B. Vreau să calculez acele teme. Dacă ar fi să vă apucați clasic, vă urez multă pasă. La calcule, putem face pariu cu să ieșiți la calcule. Deci trebuie să găsesc metode așa fel încât lucrurile să fie un pic mai simple. Dacă aș desface mental aceste paranteze, aici aș avea a pătrat plus 2a plus 1, b pătrat plus 2b plus 1, c pătrat plus 2c plus 1, la fel și aici, doar că nici modificări asupra coeficienții. Și se observă că toate coloanele conțin pe rând fiecare a pătrat, b pătrat, c pătrat. Da? Atunci ar fi normal să scad coloana 1 la coloana 2, respectiv la coloana 3. Da? De ce? O să se simplifice un pic lucrurile. Prima coloană păstrez, a pătrat, b pătrat, c pătrat. Dar o să fac direct. Când scădem, aici aveți a pătrat plus 2a plus 1 rămâne 2a plus 1, 2b plus 1, 2c plus 1. La fel și dincolo. Vedeți, a pătrat o să fie a plus 2 totul la pătrat, a pătrat plus 2 ori 2 ori, adică plus 4a plus 2 pătrat. Deci rămâne 4a plus 4, 4b plus 4, 4c plus 4. Bun. Ce aș face acum? Sau ce ați face voi? Factor comun unde? Aici? E
și varianta, dar e și varianta să mă scap direct din coloana asta. Se poate și cu cum ai spus. Da, o să obții factor și o să obții A plus 1, B plus 1, C plus 1, iar trebuie să te uiți. Da, uitați-vă, dacă munțiți pe asta cu 2 și o scădeți din a treia, se duce aur, B-ul respectiv C-ul. Nu? E cel mai simplu. Poate se poate și cum a spus colegul, dar parcă mi se pare mai simplu așa. Deci ce fac? Mulțesc pe asta cu minus 2 și o adun dincolo. La 3. De ce? Scopul să le duc pe A. Ideea să obțin constante. Dacă aș obține pe o întreagă linie sau pe o întreagă coloană 1, lucrurile după aia o să fie super simple. Deci, minus 2 și adun aici. Minus 4A minus 2 plus 4A plus 4 rămâne 2. Și la fel, urmă că în loc de B, de A, B respectiv C, dar se reduc de asemenea. Și acum putem să scoatem pe 2 în față. Da? În fața unui determinant pot să scot anumite numere dacă o întreagă linie, respectiv o întreagă coloană, este proporțională cu acel număr pe care vreau să-l scot în față. Nu trebuie ca toate elementele matrice să fie proporționale cu acel număr. Da? Scot 2 în față. Eu mă gândesc ca 1 și o să fac direct. Când aveți 1, 1, 1, cea mai simplă metodă este să fac 0-uri. Pot să fac chestia asta pentru că mulțesc 1 cu minus 1 și adun linia 1 la linia 2, respectiv linia 3. Da? Nu vă apucați să calculați clasic, că o să fie foarte complicat. Nu e imposibil, nu zic că e imposibil. Deja oricum a ajuns mai frumos, dar tot e destul de complicat. Da? Atunci, am în cap că aici am 1, îmi păstrez linia 1 și o scad pe rând din linia 2, respectiv linia 3. Deci am A pătrat, 2A plus 1 și 1 și acum scad. Bine, B pătrat plus A pătrat. Hai să facem direct. 2B plus 1 minus 2A plus 1, 2, 1 cu 1 se reduc și va fi 2 pe lângă B plus A. Și exact ceea ce vreau, 1 minus 1 care este 0. Și acum la locul C. C pătrat minus A pătrat, 2 pe lângă C minus A și 0. Da? Voi dezvolta acum determinantul după coloana numărul 3, cum am explicat anterior. 2-ul din față rămâne. Ori pivotul 1, ori cu ce mulțesc acum? Minus 1 la puterea e pe linia 1, coloana 3, 4, care e de fapt 1, ori, hai să scriu, se taie coloana, se taie linia, cine e B pătrat minus A pătrat? Cum pot să scriu altfel? B minus A pe lângă B plus A. 2 pe lângă B minus A, se pot observa anumite numere. La fel cu C. Tot produsul ăsta rămâne 2. Acum, mai putem să scoatem un 2 de aici. Ați schimb pe aia direct. Deci 2-ul de pe coloana numărul 2. Ce mai pot să scot? Acum dacă ne uităm pe linii, avem B minus A, B minus A, respectiv C minus A, C minus A. Înseamnă că de pe prima linie pot să-l scot în față pe B minus A, iar de pe a doua linie pe C minus A. Deci B minus A, C minus A, ori determinatul de ordinul 2, B plus A, 1, că pe 2 l-am scos. C plus A. Adică 4, 0, 2. B minus A, B minus A. Trebuie să calculăm direct.
Repulsa, nu mai facem acum 0 deja, v-am explicat, repulsa urmului repulsa, minus C plus A, deci va fi P minus C. Ne uităm la răspunsul. Mai am subliniat răspunsul corect. În mod normal este F-ul. Dacă uităm un pic la F, e cu minus în față, B minus A îl am, deși e 4, C minus A îl am, numai că e C minus B. La mine e B minus C. Deci nu fac altceva decât să scot un minus în față, ăștia două se inversează și va fi răspunsul corect, pentru că răspunsul este F. Ca să fiți atenți la răspunsul, poate spuneți că nu vă dați niciunul dintre ele, dar de fiecare dată să țineți cont de faptul că la răspuns s-ar putea să se facă anumite calcule suplimentare. Să nu coincide neapărat cu cel care se vede, deși sunt identici. Doar mai trebuie anumite calcule. Nu suntem tot aici, a spus un coleg înainte, 204, este una mai greuță. Vrem să creștem un pic gradul de dificultate. Se bazează pe determinanți, se bazează și pe trigonometrie și vedem ce se întâmplă. O să dăm mai departe? Alu. 204. Am ABC lungime latură unui triunghi dreptunghic. Și avem triunghiul dreptunghic ABC. Hai să fac un rezumat. Și știu despre acest triunghi că A este mai mare ca B, mai mare ca C. Și că măsura unghiului C este de 15 grade. Și am un determinant despre care știu că e 0. Înainte să ne apucăm să calculăm acel determinant, hai să vedem cum arată triunghiul. E dreptunghi. Spuneți-mi, vă rog, cine-i aul? Pe ce? Pe latura cea mai mare? Într-un triunghi la unghiuri cele mai mari, să corespund latura cele mai mari. Cel mai mare unghi de 90 de grade, deci ăsta va fi 100% aul, deci aici la mare. Hai să vă spunem că ăsta ar fi, o am desenat cel cel mai mic. PD-ul. A, E, C. Am la putere chiar de 15 grade, dar nu contează acum. Bun. Poți să aplic teorema lui Pitagora? K pătrat este P pătrat plus C pătrat. Dar poate avem nevoie de. Hai că din ce am văzut la determinantul ăsta par pătrate, deci probabil că vom utiliza teorema lui Pitagora. Am mai să scrie determinantul. Determinantul chestia asta o las deoparte. Notezați, să notez cu delta, deși nu e notat. Avem. C pătrat A C minus A minus 1 A C minus A A pătrat minus B pătrat minus C. Eu despre el că e 0. B pătrat sau B sau minus 1. A pătrat minus C pătrat minus B. B minus A. B pătrat C. B minus C.
A pătrat G. B la 3. A pătrat C. C. Sper că am copiat pe B. Arată destul de urât. Văzând pătrate, ar fi natural să mă gândesc la teorema lui Pitagora. Eventual să vedem dacă putem da anumite numere factor ca să le scoatem în fața definiției. Așa e foarte, dar acum aș putea să calculez. Mai degrabă las în parte problema și la următoare. Bun. Aici nu apar, nu apare decât un singur pătrat, singurul lucru pe care aș putea să-l fac, să văd dacă pot să dau ceva factor comun. Putem? Cred că putem. Uitați-vă, dacă le combinați pe astea două și vă gândiți că îl dați pe A factor comun. Hai să iau separat, de fapt. Poate mai e așa. Deci C pătrat plus AC plus A plus 1. Îl dau pe A factor comun acele subliniate cu galben, A pe lângă C minus 1. Observați că rămâne plus C pătrat minus 1. Adică va fi plus C minus 1 pe lângă C plus 1. C minus 1 pot să-l dau factor comun. Pe lângă va fi A plus C plus 1. Și acum, ideea ar fi ca unul dintre termenii ăștia să pot să-l dau factor comun fie pe toată linia, fie pe toată coloana, ca să pot să-l scot în pas. Altfel e destul de complicat de a calcula acest determinant. Aici nu o să mai scrie separat, se vede. Dacă dați pe A factor comun, aveți A pe lângă C minus 1. Uitați-vă, este exact asta. Și ideea ar fi, nu pot să am C minus 1 și aici. Aici am luat separat aici. A pătrat minus B pătrat minus C. Trebuie să ajung la C. Am un C la final, dar aici nu. Ne uităm la Pitagora. A pătrat minus B pătrat e C pătrat. Deci din teorema lui Pitagora scrisă, chestia asta este C pătrat minus C. Îl dăm pe C factor comun. Și cu prima linie ne-am spus. Da. E C pe lângă C minus 1, iar apare C minus 1, deci putem să avem un factor comun în fața determinantului de pe prima linie. Bun, hai să vedem ce putem face pe a doua linie. Dacă ne-am uitat la mai simplu, cred e ok să ne uităm la mai simplu. Aici e A pe lângă B minus 1. Deci ori A, ori B minus 1, mă întreb dacă pot să dau factor comun. Aici o să fac același lucru ca sus. Atunci, în mod normal, sigur pot. Am A pe lângă B minus 1, B pătrat minus 1, deci pot. O să scriu așa, ca să nu mai scriu totul din nou. La fel, deci va fi B minus 1 pe lângă C. O să fie A-ul de aici. Plus B-ul de la B pătrat minus 1 plus 1. Ăsta, hai să scriu pe ăsta. Și A pe lângă B minus 1. Și mai rămâne asta. Are logic chiar aplic Pitagora. Și va fi A pătrat minus C pătrat. Uitați, A pătrat minus C pătrat e B pătrat. Deci am B pătrat minus B. Adică B pe lângă B minus 1. Bun. Hai să ne uităm la ultima linie. Uităm, cum spuneam, de obicei la cel mai simplu termen. Aici cu la 3, dacă îl dau pe C în față, voi avea pe lângă A pătrat minus C pătrat. A pătrat minus C pătrat e B pătrat. Asta la altul. Îl dăm B, B în față și am A pătrat minus B pătrat.
de față. A pătrat minus B pătrat e C pătrat. Aici fac acolo. Famosul acolo. Merge BC-ul dat în față. Pe lângă B. Pe aici C-ul care rămâne la ultimul. Plus 1. Atunci cred că putem să scriem terminatul. Hai să ne uităm. Încercați de loc să zici doar să nu vă luiți să ne scriu. Deci, de la prima linie, am zis că o scoatem în față pe C-1. Hai să și scriu. De la linia 2, o scoatem în față pe P-1. De la ultima linie pe CB pătrat, BC pătrat și am BC-ul ăsta în față, deci pe BC. Ori? Ce mai rămâne? Păi la prima unde fix aici, rămâne A plus C plus 1. Dincolo rămâne A. Respectiv, ăsta C minus a scos C. Ok? La a doua linie rămâne A plus B plus 1. Aici au rămas B. Dincolo au. E ok până acum? Dincolo BC-ul l-am scos. Deci am avea B plus C plus 1. Am scos un BC. Mai rămâne un BC. Ok? Și s-a spus BC rămâne pe B. Trebuie să calculăm acest determinant. Trebuie să șterg partea asta. Aveți deschis? Ca să-mi rămână să l-am față. Ce facem aici? Ce ați face voi? Ce sare? E prima culoare, nu putem să scădem suma. Așa, uitați-vă. A, C, A, C. A, B, B, A. Același lucru ca și sumă. B plus C, C plus B. Adică din prima coloană scădem suma celorlalte. Facem minus coloana 1, minus coloana 2, minus coloana 3, plus coloana 1. Și obținem iarăși. Scriu aici delta. Hai să notez cantitatea asta acum, să nu mai pot fi după mine. Deci M. Bun. Acum facem ce a spus voi. Va fi A plus C plus 1 minus A minus C, adică 1, dar pe la restul, 1, 1, 1 și doar de care copiez. A, B, C. C, A, B. Încerc să fac zerouri, deja dau peste metodele pe care vi le-am explicat deja. Păstrez, să zic, prima linie. 1, A, C. Scad linia 1 la linia 2, respectiv linia 3. 0, B minus A, C minus A, 0, C minus A și B minus C. V-am explicat 1 și cu minus 1, scriu direct. Deci va fi M, ori 1, ori minus 1 la 1 plus 1, care e 2, că linia 1, coloana 2, număr par, nu mai scriu. Ori determinantul B minus A, C minus A, C minus A, B minus C. Da? Acum o să încerc și așa să mai încurce. A, voi cine e B-ul?
M, scuze. Ăsta pot să-l calculez clasic, nu e foarte complicat. Hai să încerc să-l calculez bine. Deci vine ăsta ori ăsta, nu? Vine B ori B, e B pătrat, minus BC, minus AB, minus AC, se transmis complet produsul de aici. Prima linie. Prima linie. Unde? A, am uitat să scad. Da, corect. Ce am zis? Ce? Pe la bază. Acum e pe a doua linie. Și că aștept să multe. Deci, e B minus A. A, aici. A, da, corect. Aici a trebuit, nu? A, da, și corect. Bine că ai văzut că... A. Și este ok, nu? Deci vine 1 minus 1 e 0, B minus A, A minus C, corect. Și atunci ce să modificăm? Am noroc că nu s-a modificat prea mult, că aici nu am făcut calcul. Oricum nu s-a modificat decât semnul, ca să zic ce funcționa mai rezultat. Ăsta e ok, minus. Ăsta, de fapt, cu minusul aferent din față, va fi a minus C la pătrat. Nu? Că e minus de la până la secundară, cu ăsta schimbă semnul. Și va fi, de fapt, plus A pătrat minus 2AC plus C pătrat. Da? Răsumează rău câte voșem o să avem nevoie. Constata, pe care am notat. Aici? Asta e tot. Deci avem B pătrat minus BC minus A plus AC. Minus. Bun. Spuneți că vă suntem. Bă? B minus 1. B minus 1, pe lângă C minus 1. Și? De ce? Ei? Atâta? Bun. Hai să ce facem ăștia. Hai să scriem pătratele prima dată. Poate observăm o pătrat. Este A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. Minus AB. Minus AC. Pe minus plus. Minus B. Da, dacă nu spunea să nu ieșea la calcul, mai departe. Bun. Detenatul ăsta trebuie să fie 0. Așa spune numărul. Haideți să... Asta o să las. Evident, B orice n-are cum să fie 0. Da? B și C sunt laturile triunghiului. Deci am că B poate să fie 1 sau C poate să fie 1. Atenție, sau nu e și. Un produs de numere este 0 dacă cel puțin unul dintre numere este 0. Deci, practic, o să avem două cazuri. Acum, întrebarea, ce se întâmplă cu asta? Poate să fie 0 sau nu? Hai să trec mai departe și o să-mi dictați voi chestia asta. Așa și foarte puțin. Deci, odată, de aici îmi rezultă că B-ul este 1 sau C-ul este 1, B orice nu poate să fie 0, sau hai să presupun că nu știu ce se întâmplă cu acea sumă, era A pătrat plus B pătrat plus C pătrat minus AB minus AC minus BC. Hai să vedem ce se întâmplă cu suma asta. Această sumă mai apare și în alte probleme cu determinanți. Și ca să pot să observ, o să vedeți că nu poate să fie niciodată 0, în cazul nostru cel puțin, în cazul în care A și B sunt laturile unui triunghi, să facem un artificiu. Așa nu-mi dau seama ce se întâmplă. Dacă aici aș avea 2AB, 2AC, 2BC, aș putea să fac pătrate. Nu am acel 2. Atunci, așa în jos. Înmulțesc cu 2 și împart cu 2. Deci, va avea 1 pe 2
Vedem. Și mulțesc cu 2. Am 2a pătrat plus 2b pătrat plus 2c pătrat minus 2ab minus 2ac minus 2bc. Perfect, încercați să înțelegeți acest calcul, pentru că o să apară la foarte multe probleme din colegi. Bun. Acum, 2a pătrat îl scriu ca a pătrat plus a pătrat și la fel și restul. Nu mai scriu. Și încerc să le combin. Și 1 pe 2 din față. Voi. Dar uitați-vă. Hai să subliniez. Deci, am un a pătrat. Din cei 2 a pătrat care am avut inițial, am luat un a pătrat. Îl combin cu minus 2ab. Și am 2b pătrat. Voi lua un b pătrat. Da? Deci ce voi obține? A pătrat minus 2ab plus b pătrat. Cine este a pătrat minus 2ab plus b pătrat? A minus b. Totul la pătrat. Plus. Hai ne uităm la următorul consecutiv. O să am 2ac. Eu mai am un a pătrat. Ăsta a fost avantajul mulțirii cu 2. Mai am un a pătrat de aici. Îl cuplez cu 2ac. Și mi-au un c pătrat de la 2c pătrat. Deci va fi pe lângă a minus c totul la pătrat. Și plus un b pătrat o mai rămas, un c pătrat o mai rămas. Deci va fi pe lângă plus b minus c totul la pătrat. Bun. Când? Acum deja pot să-mi dau seama dacă ăsta este sau nu este 0. Ca o sumă de pătrate să fie 0, țineți cont de faptul că fiecare pătrat în număr mai mare este egal de pe 0. O sumă de numere mai mare sau egală ca 0 este 0 când? Când fiecare este 0. Păi de aici am rezultat că a egal cu b. A egal cu c, că pot să merg mai departe, și b egal cu c, adică toate sunt egale. Numai că ăștia sunt laturile unui triunghi. În cazul nostru, nu se poate ca la un triunghi a să fie egal cu b, să fie egal cu c. Adică este asta, este fals. Concluzia, ca determinantul să fie 0, am două situații. Fie b este 1, fie c este 1. Am terminat, abia acum am terminat cu partea de determinant. O să dau mai departe? Acum cum va rămâne, nu vreau să spuneți. Ia să stăm câteva secunde. Bun. Hai să iau acum prima parte din nou. Am nevoie de la partea de geometrie. Deci aveam așa. Ăsta reapare pe A-ul. B-ul și C-ul. Așa am notat, nu? Ăsta a fost, parcă ăsta era de 15 grade. Tenic. Alte informații mai am? Nu mai am. Bun, hai să scriu. Deci B egal cu 1 sau B egal cu 1. Cred că asta. Bun. Am un unghi de 15 grade. Nu prea știu direct cât e sin de 15 grade, cos de 15 grade, pot să aflu, dar poate nici nu trebuie. Ce unghiuri știți care seamănă cu 15 grade? 30 de grade, de exemplu, 30 de grade, dublul ăsta. Există o formulă care face legătura între jumătatea unui unghi și un unghi întreg. Și anume este tangenta. Facem aici de trigo. Tangentă de x pe 2. Tangentă de x pe 2 face legătura cu sin și cos, dar de x. Puniți că x pe 2 la voi 15 grade, deci x-ul va fi 30 de grade. Știu ce se întâmplă cu 30 de grade. Hai să scriu formula. E sin de x supra
1 plus cos de x. Se poate întâmpla să uitați. Domnul voi că e ceva cu sin și ceva cu cos. Cum vă verificați pe simplu ca scris o bine? Sin de x. Hai să facem așa o ciorni. Facem așa o chine. Avem nevoie de tigo. Cum îl scriu pe sin de x ca sin de să ajung la x pe 2? E de fapt sin de 2 ori x pe 2. Dacă aplic formula la sin de 2a, chestia asta este 2 sin de x pe 2 cos de x pe 2. Bun. Dacă aș face același lucru la cos, eu încerc să învăț că gata nu-i tot timpul ok să tot cim formule. Poate le uităm, măcar ne aducem aminte despre ce e vorba și încercăm să o deducem. Va fi cos de 2x pe 2, cos de 2a e cos pătrat de x pe 2 minus sin pătrat de x pe 2. Asta ar fi un fel de ciun. Bun. Ia uite un pic. Ăla de sus. Eu vreau să ajung la tangentă. Nu? Tangenta este sin pe cos. Deci sus trebuie să rămână sinusul. De-aia practic plec cu sin. Există și varianta cu cos, mă cât să le inversez. Bun, am chestia asta sus. Jos, dacă ar fie doar cos, deci evident că nu are cum să fie sin pe cos, doar pic cu minus. Da? Eu vreau ca jos să rămână cosul. Și ok cos pătratul, pentru că cos pătratul, un cos se duce cu un cos și sus rămâne sin, jos un sin. Deci e perfect. Bun. Cum ajung de la minus la plus? Păi simplu, mă folosesc de 1. Formula fundamentală a trigonometriei spune că sin pătrat cu cos pătrat e 1. În particular și cu x pe 2 e 1. Atunci, dacă voi calculați 1 plus cos de x, ținând cont de faptul că 1-ul ăsta este cos pătrat de x pe 2 plus sin pătrat de x pe 2, și înlocuind cosul cu ce am scris sus, se reduce cine? Cos pătrat minus sin pătrat plus cos pătrat plus sin pătrat. Ăla exact care vreau să se ducă, sinus. Și eu nu mai vreau să am sin, vreau să am doar cos. Adică va fi de 2 ori cos pătrat de x pe 2. Când faceți raportul celor două, 2 cu 2 se simplifică, un cos de x pe 2 de sus cu un cos de x pe 2 de jos, mai rămâne sin de x pe 2 pe cos de x pe 2, adică tangentă de x pe 2. Da, adică formula e corectă. Dar puteți să faceți, nu am făcut, nu știu cât, la calcul mai, dacă tu vreau, aș fi explicându-vă. Pot face acele calcule mult mai rapid. Bun. Deci, tangentă de 15 grade este sin de 30 de grade supra 1 plus cos de 30 de grade. Bun. Cât este sin de 30 de grade? Cât e sin? 1 pe 2 supra 1 plus cos de 30 radical din 3 pe 2. Mă gândiți că aduceți la același numitor. Amplificați pe ăsta cu 2. Urcă sus. 2-ul se va simplifica cu 2-ul de aici. Și ce obținem? 1 supra 2 plus radical din 3. Bun. Deci, ce observ? Am aflat ce este tangentă de 15 grade fără să mă folosesc de nicio informație suplimentară. Legată de B, ar fi 1 sau ce ar fi 1. Pur și simplu știu deja cât este. Bun. Acum hai să... Cred că chiar am făcut bine, deși nu voiam chestia asta. Hai să vedem... Eu aici apăț. Cât este tangenta lui C? Pentru că C-ul este la noi un unghi de 15 grade. Pot să scriu chestia asta pentru că sunt într-un triunghi de triunghi. Cât este tangenta într-un triunghi de triunghi?
Cateta care? Pusă? Supra-cateta? Alătura. Eu așa am văzut. Uitați-mă în capă. Bun. Ne uităm la figura noastră. Cateta opusă unghiului de 15 grade, care la noi este C-ul, este? C mic. Supra? Și altă cateta este T. Bun. Dar tocmai știam înainte cât este acea tangentă. Să trec mai departe și o să vă rog să uitați voi. Până aici, ok? Deci, ce avem? Cât era B supra C? C supra B. A 1 supra... Nu avem nicio restricție deocamdată asupra lui B și C. Dar, revenind la determinantul pe care l-am calculat anterior, acel determinant am văzut. 1 sau C poate să fie 1. Da? Nu e cu și, atunci hai să luăm pe cază. Azi un pic. B egal cu 1. Păi dacă B e 1, cât e C? Mă duci, deci vine B. 1 supra 2 plus radical din 3. Celălalt caz? B-ul e 2 plus radical din 3. Și am aflat P și C. Evident, putem să aflăm și A-ul din teorema lui Pitagora, din ce ne cere. Să se determine ariile triunghiilor de acest fel. Deci constatăm, practic, avem două triunghiuri. Ea vă și spune ariile triunghiurilor. Sunt mai multe triunghiuri care verifică determinantul 0 și măsura unghiului C să fie de 15 grade. Triunghiul era un triunghi dreptunghic. B-ul și C erau catetele. Cât e aria? Ca și formulă. Produsul catetelor supra 2, în cazul nostru B ori C pe 2, și ne dă 1 supra 2 plus radical din 3, și hai să pun 2 aici. Așa. 2. Cealaltă arie. Nu mai scriu formula aceeași, va fi B ori C, adică 2 plus radical din 3, supra 2. Total pot să sparg suma în doi termeni. 2 supra 2 e 1 plus radical din 3 supra 2. Să uităm la răspunsuri. La prima vedere constat că nu-i nici cazul. Am spus, ar putea să fi făcut corect, dar răspunsul să fie altfel scris. Da. Ăsta-l caut. E la multe. Dar mă uit, observ un pic la răspunsul, constat că majoritatea e 1 plus minus ceva. Atunci încerc să fac alte calcule în cazul nostru. De exemplu, ce aș putea să conjugatul lui 2 plus radical din 3 este 2 minus radical din 3. Egal. Voi face același tip de calcul. 2 minus radical din 3 pe 2 vine 2 pe 2, adică 1. Minus radical din 3 supra 2. Mă uit din nou la răspuns, acum sper, dacă nici acum nu iasă chiar, tot probabil am greșit. Și acum nu am greșit, sper. Out. Aveți 1 minus plus radical din 3 pe 2. 1 minus radical din 3 pe 2. 1 plus radical din 3 pe 2. Început? Haideți să mai facem o problemă pe la pauză. Ce vreau să
Fac cu voi una dintre problemele care nu e neapărat foarte complicată, nu e nici cea mai simplă. Dar aici o să matrici, de exemplu, un gaming. Poate la mulți dintre voi vă place să vă jucați. Și o să vă explic o chestie cumva făcând de punct peste problema în sine. Nu este vorba de AL-189. Mi se cere A la puterea 36, unde A este o variantă ar fi să mă apuc să calculez A la 2, A la 3, o să încerc. O să constat că nu o să-mi dea mare lucru și cel mai probabil să am peste problemă. Uitați-vă, vă rog, un pic la numerele la care apară A. Și încercați să-mi spuneți cam niște formule trigonometrice, că tocmai am făcut o formulă trigonometrică. Dacă ar fi împărțite la 2, aș avea radical din 3 pe 2, minus 1 pe 2, 1 pe 2, radical din 3 pe 2. Care sunt valori pentru cos și sin pentru același unghi. Oi, am un număr care lipsește, îl înmulțesc, împart. Că mie trebuie să împart, vine 2, lângă radical din 3 pe 2, minus 1 pe 2, 1 pe 2, radical din 3 pe 2. Și haideți să scriem chestia aia ca și cost respectiv sin. 2 ori față, ori cost de cât este radical din 3 pe 2. Hai să spunem cu pi, poate mai simplu. Pi pe 6, perfect. Ăsta vreau ca sin. Evident, unghiul același. Așa sunt egale. Cos de. Cum am mai spus deja, la admitere, numerele se pot schimba. Hai să nu mă interesez. Da? Deci o să lucrez cu un unghi oarecare și apoi la final doar pun pi pe 6. Hai să notez acel unghi cu teta. Stația asta chiar se folosește. Chestia asta se numește teta. Este pi pe 6. În cazul nostru. Iar matricea corespunzătoare, asta de aici, hai să o notăm ca să nu fie tot doiul după noi. Bun. Având matricea sub această formă, să spun că pi pe 6 e teta, hai să calculăm a pătrat. Păi nu a pătrat, e pătrat. Merge și a pătrat, dar nu mă interesează de doiul după. Deci vine cos teta minus sin de teta. Teta, repetăm din nou formulele de la trigonometrie. Ia să încercăm să facem chiar direct. Ca facem împreună. Linia o mulțim cu coloana. Cos, ori cos e cos pătrat. Minus sin pătrat. Cos pătrat minus sin pătrat. Am mai folosit formula? Da. E cos de 2. Așa, perfect. Cos de, în cazul nostru, 2. Teta. Următorul element este prima linie. Cos
ori minus sin, minus sin cos, minus sin cos, e același lucru, observați. Va fi minus 2 sin cos. Am mai făcut. Sin de 2 teta. Ia uitați-vă, 2, 2, unghiul același, 2, evident, sin cos cu sin cos, e 2 sin cos, adică va fi sin de 2 teta, încheiem, minus, minus sin pătrat cu cos pătrat, adică cos pătrat cu sin la fel se procedează, punem în linie de formulă, dar cred că formula se observă deja. Deci, inductiv, o să fac pasul din inducție, se observă, R la puterea N este cât? Încercați voi să spuneți? Cos de teta, sinus de teta, cos de teta. Hai să vedem unde ștergem. Partea asta. Deci, A la puterea 36. Acel 2. Voi când faceți A pătrat, o să aveți un 2 de la, aveți 2 ori R, ori 2 ori R. Adică 2 la 2 R pătrat. Pentru R pătrat am deja formulă. Când fac A la 3, o să fie 2 la 2 ori R pătrat, ori 2 ori R. Va fi 2 la, la 3. Deci, practic, la fiecare pas de înmulțire va avea un 2 suplimentar. Deci, va avea 2 la puterea 36. Teta. Adică cos de n-ul e 36 de, iar teta era pi pe 6, parcă? 6 minus sin de 36 pi pe 6 din de acel lucru. Sinusul este 6 cu 36 se simplifică, sin de 6 pi, sin de 0, sin de 2 pi, sin de 4 pi, sin de 6 pi, sunt toate 0. Evident și la din colțul opus, iar la cos, cos de 6 pi, e tot un alt cu cos de 0, pe din 2 în 2 pi, cosinus și sinus. Bun. Și am terminat. Pe 2 la 3, 6. 1, 0, 0, 1. Care este chiar matricea 1, 2. Votăm răspunsul. Și este E1. Asta este cea mai simplă metodă de a rezolva. Doar să vedeți la ce bună matricea asta și cei care vă place să vă jucați. O să constatați dacă o să faceți voi și oricum doar o să vă jucați. Este cea mai utilizată matrice în tot ceea ce înseamnă industria de gaming. Am un punct. Deci aici mic comentariu. Aici e punctul M. Punctul ăsta are coordonatele X, Y. Orice punct din plan, sau cum o să faceți liniște acolo, că încă n-am plecat. Orice astfel de punct poate fi scris trigonometric.
Asta e raza. Și ăsta e unul. La din cel mai important e să rotesc figurii. Uite-vă, chestii luptători și așa mai departe. Orice figură e determinată de un anumit număr de puncte. Aici se întâmplă, același lucru este valabil și în spațiu între ele. Îmi fac notații, mă întreb. Oare cum pot să calculez cel mai simplu coordonatele următorului punct? Plec de la punctul ăsta și vreau să-l rotesc. Pur și simplu să-l rotesc așa. Ăsta e un unghi de rotație, îl rotesc, de exemplu, cu teta. Nu întâmplă. Bine, M'. Coordonatele M' vor fi X' Y'. Evident, în urma rotării, rotații, va avea aceeași rază. Și cum a spus, cea mai simplă, vreau să scriu cel mai simplu algoritm ca să pot să implementez. Fără să mă bag în teorema lui Pitagora, cu cos, cu sin. Cea mai simplă modalitate pentru a afla coordonatele M'. Puteți să faceți voi acasă, luați matricea aia care v-am dat-o. Teta. Din de teta, cos de teta. O înmulțiți cu coordonatele inițiale ale punctului, x, y. Observați că aceste coordonate se scriu trigonometric, adică x e r cos t, y este r sin t, și să obțin exact coordonatele alea. Care vor fi de fapt R. Cos de T plus theta și R sin de T plus theta. Adică înmulțind ăsta cu ăsta, se obține ăsta. Și acum explicăm de ce ăștia sunt exact ceea ce vreau. Păi ce înseamnă M'? Raza e aceeași. Când vreau să rotesc, raza nu se modifică. Raza nu se modifică. Ce se modifică? Unghiul. Până la dreaptă, unghiul pentru O' va fi ăla care a fost inițial plus ăla cu care vreau să rotesc. Exact ce rezultă. Atunci, cum implementez un algoritm care vreau pur și simplu să obțin niște puncte în urma unei rotații? Foarte simplu. Mulțesc matricea asta cu coordonatele inițiale. Și am aflat coordonatele finale, fără să fac alte calcule și mai departe. 10 minute pauză.
Haideți să începem. Majoritatea dintre voi ați vrut problema al 220. Ma motivul cred că timpul e singura problemă în plus față de cele de anul trecut. Și haideți să facem problema al 220. Încă cerința voastră e ok? Are legătură și cu metodele de numărare, că se cere câte cvadruple ordonate ABCD se pot forma cu anumite cerințe suplimentare. Și constatați că aveți o relație A plus B plus C plus D 12 și un determinant să fie 0. Da? Atunci ar fi natural că o să trebuiască să calculez acel determinant. Da? E un determinant de 4 pe 4. Cum am făcut și până acum. Nu mai există regula triunghiului, nu mai există regula lui Sarus. Și trebuie să dezvolt determinantul, fie după elementele unei linii, fie după elementele unei coloane. Da? Hai să scriu determinantul, hai să notez cu delta. Ce? A. Vreau să vă uitați dacă e corect. Poate în sare. Mă uit. C. D. A. 1. Respectiv. D. C. B. Bun. Acest determinant trebuie să fie 0, dar las deocamdată chestia asta deoparte. Hai să încercăm să-l calculăm. Ce ați face voi? Facem zeroul. Da? Să nu dezvolt direct. Atunci am păstrez prima coloană și îmi fac zerouri pe ultima linie. Da? Păstrez din nou. A, B, C, 1. Cum facem zero aici? Cu minus 1 și adunăm la coloana 2. Adică din coloana 2 scădem coloana 1. Și la fel din coloana 3 scădem coloana 1, din coloana 4 scădem coloana 1. Că de aia am și copiat coloana 1 din nou. Și avem B minus A. A minus B. D minus C. Să urmăriți, vă rog, și voi că vă este mai greșit. 1 minus 1 care este 0. Am terminat cu coloana 2. Coloana 3. D minus B, A minus C și 0. Și în sfârșit ultima, D minus A, C minus B, B minus C și 0. Ați început de aici. Dezvolt determinantul de ordinul 4 după linie. Dacă în loc de unul alt număr, 5, 3 sau cât o fi, facem același lucru. Da? Nu obligatoriu este să fie unul. Poate să fie orice element nenul. Da? Deci se ia elementul, în cazul nostru 1. Dacă aici aveți 3, scrieți 3. Ori minus 1 la suma dintre numărul liniei și numărul coloanei acestui element se află pe linia 4, coloana 1. Ori, nu o să-l mai scriu, doar notez așa, că poate facem alte chestii asupra lui. Ori acel determinant de ordinul 3. Da? Deci se obține prin tăierea coloanei și liniei elementului diferit de 0. Bun, hai să ce am putea să facem dincolo. Să mă apuc să-l calculez așa, sincer, nu-mi vine. Ar fi indicat să fie cât mai multe zerouri.
nule, exceptând unul singur, ar fi indicat să văd nu pot să mai fac zerouri. Cu câte am mai multe zerouri, cu atât determinantul va fi apoi mai simplu de calculat. Hai să ne uităm. B minus A minus B. Dacă le-aș aduna, va fi 0. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu ce se întâmplă. Dacă adun aici, de aia așa am 0. Deci, haideți să păstrez prima linie. Calculatul de 3 pe 3. Aici avem B minus A. Copiem prima linie. C minus A, B minus A. Și adunăm. B minus A plus A minus B se reduc. 0. Aici. Hai să scriu prima dată pe cu plus. C plus D minus A minus B. Da? Deci vine C. Vă rog, atent, dacă am greșit la 1. O să regretați și eu, voi și eu. Adunăm acum aici. Iarăși C plus D. Minus A minus B. Și constat că e același lucru ca și am obținut înainte. Deci pe linia a doua o să pot să-l dau factor în față. Bun, hai să facem la fel și aici. Ce am zis iarăși că adunăm. Vine B plus minus A minus C. Când ne adunăm peste a doua, va fi 0. B plus D minus A minus C și spre norocul nostru, iarăși obține același lucru. Da? Ăsta e minus. Atunci, de pe linia 2 o să scot în față C plus D minus A minus B, iar de pe linia 3 B plus D minus A minus C. Și voi avea pe lângă C plus D minus A minus B ori B plus D minus A minus C ori să iau aici. Ce mai rămâne? D minus A D minus A pe prima linie. Bun, ca să nu scriu chestia asta de mai multe ori și să o după noi, hai să notăm din nou. Deci notez toată chestia asta cu... Ne? Acum, e mai ok determinantul, poți să-ți calculezi și direct fie cu salus, fie cu regula triunghiului, dar e și varianta, zic eu la prima vedere, poate trebuie ca pe cealaltă mai ușor sau nu, să fac 0, fie aici, fie aici, nu contează. Hai să încercăm să facem 0, de exemplu aici. Păstrez coloana 1. Adică, indiferent ce aș face, mă deja mai ok. A doua copiez așa cum e cam deja 0. Vreau să dezvolt, am zis, după linia 3. Aici e deja 0. C minus A, 1 și 0. Și am scădem. Da? Deci, practic, înmulțim coloana 1 cu minus 1 și adunăm la coloana 3. Sau facem coloana 3. D minus A minus B minus minus plus A se duce A1 și va fi D minus B. Bun. 1 minus 0. 1. Asta e B, nu? S-au fugit în... Cred că B era. Ok? Și 1 minus 1. 0.
Hai să subliniez pe ăsta, să o calculăm direct. Asta e ce rămâne. Și va fi M, constanta aia din față. Ori, ar fi 1, nu mai scrie. Ori, să nu uitați de minus 1. Minus 1 la suma dintre linie plus coloană. E pe linia 3, coloana 1, 3 cu 1, 4, minus... ...determinant, pe care hai să încercăm să-l calculăm. Va fi C minus A. Sau hai să le scriu pe la iarăși pe la plus, prima dată. Deci C-ul e cu plus și când fac minus de pe diagonala secundară, o să fie minus minus B. Deci voi avea B plus C-ul ăsta. Minus A și minus D. Sper să n-am greșit. Mai departe, dacă vă rog, în cazul ăsta și ce acolo. Hai să-mi lăsăm minusul de aici și să-l băgăm în primul termen. Ca să nu avem și minusul pe noi. Oricum nu are nicio relevanță, pentru că determinantul era 0. Dar rog să lucrez cu minus A minus B, să lucrăm cu A plus B. Deci, vă rog, dictați A plus B minus C minus D, adică să băgați minusul aici, după am dictat ăsta și ce mai rămas. Deci determinantul era A plus B parcă minus C minus D, pe primul termen. Bun. Avem un produs de trei numere, trei paranteze, care trebuie să fie 0. Când acest produs este 0? Ăsta e 0. Ce cuvânt vine? Sau. Ăsta e 0. Sau. Ăsta e 0. Da? Bun. Și pe lângă astea, mai trebuia să verific o relație parcă. Să o scriu. A plus B plus C plus D trebuie să fie 12. Bun. Hai să citesc problema. Câte cuadruple ordonate, ce înseamnă ordonate, contează poziția elementului în cuadruplul respectiv? De exemplu, dacă ar fi perechi doar de două numere, 1, 2 și 2, 1 nu reprezintă același număr, sau aceeași pereche, sau număr. Și satisfaci faptul că determinantul este 0. Da? Bun. Ca să nu scriu de foarte multe ori, hai să notez ecuația asta cu E. Asta e ecuația. Da? A plus B minus C minus D egal cu 0. Asta e E1. Sau B plus D minus sau B plus C minus A plus D egal cu 0 este E. Bun. Și hai să notez cu, nu știu, A mare, mulțimea A, B, C, D. Ăștia sunt ce fel de numere? Numere naturale. Da? A, B, C, D. Trebuie să țin cont de faptul că zice că sunt numere naturale. Deci acest cuadruplu aparține lui E la puterea 4. Ce înseamnă E la puterea 4? A-ul este din N, B-ul este din N, C-ul este din N, D-ul este din N. E produs cartezian, așa te zvâniți. Da? E la 4 înseamnă N ori N ori N ori N de 4.
quadruplelor, astfel încât are loc ecuația E. Asta trebuie să fie verificată. Și determinantul trebuie să fie 0. Ce îmi cere problema? Să găsesc cardinalul mulțimii A. Dacă citiți enunțul, câte quadruple verifică A plus B plus C plus D egal cu 12? Adică ecuația e notată de mine, respectiv de determinantul are această mulțime A. Da? Ia să notez cu cardinalul de A numărul de elemente. Asta mi se cere. Bun. Cum pot să scriu A-ul prima dată în funcție de ceea ce am făcut până aici? Păi, ca un quadruplu să fie mulțimea A, trebuie să sau E1, adică și E1, sau E și E2, sau E și E3. Măcar una din astea trei trebuie să fie verificată. Deci, hai să sparg mulțimea A în mai multe soluții. Notez cu A. Hai să pun A indicii. Am mai folosit notația, nu? Mulțimea quadruplelor A, B, C, D. Trebuie să țin cont de faptul că sunt numele naturale. Cu proprietatea că verifică EU. Nu mai scriu cine se înțelege că ABCD verifică EU. Și E indice I. I-ul, în cazul nostru, este de la 1 la 3. A, un astfel de quadruplu, să verifice faptul, sau să verifice ecuația E și faptul că determinantul e 0, trebuie să verifice E și E1, cum am notat eu, E și E1 am notat cu A1, sau E și E2, sau E și E3. Da? Atunci mă întreb, cum pot să scriu pe A în funcție de A1, A2, A3? Și încă din A1 sau din A2 sau din A3. Ce înseamnă sau ca și operație cu mulțimi? Reuniune. Da? Deci A1 se poate scrie A1 reunit cu A2 reunit cu A3. Cam spart. Acum vine o întrebare naturală. A1 și A2 au ceva în comun. Sau poate chiar toate au ceva în comun. Cardinalul reuniunii, asta trebuie să calculez, de regulă nu este egal cu suma cardinalului. S-ar putea ca mulțimile două câte două sau chiar toate trei să aibă ceva în comun. Dacă vă uitați un pic la cele patru ecuații, hai să presupunem că le verifică pe toate. Uitați-vă, 2 cu plus din asta și suma lor e 12. 2 cu plus, 2 cu minus e 0 și suma 12. Trebuie să observați o soluție. Să presupunem că le-ați verificat pe toate 4. 2 cu plus, 2 cu minus ca și sumă și suma la toate să fie 12. O soluție care e foarte simplă, cred că văzut, zic eu. Dacă toate sunt 3, verifică toate cele 4. Păi, 4, 3, 12, corect. 3 cu 3, minus 3, minus 3, 0. 3 cu 3, minus 3, minus 3 și așa departe. Deci se observă că dacă ar fi toate verificate, am o soluție. Nu știu încă dacă e unică sau e unică. Atunci, logic, dacă toate intersectate au ceva, au intersecția lor este nevită, logic și două, câte două vor avea intersecția nevită.
se spunea. Asta la altea 2. Și asta la altea 3. Pe mine mă interesează să calculez cardinalul reuniunii celor 3. Ce fac acum cu galben? Ce subliniez? Spuneți-vă rog cine uite. Cine e chestia asta cu galben? A1 intersectat cu A2. Adică ce e comun la A1 și A2. Iar ceea ce fac cu roșu, cine e? Cine e chestia cu roșu? A1 intersectat cu A1. Și la 1 cu A2, și la 1 cu A3, și la 1 cu A2. Și am constatat că 100% chestia asta e evidă. Da? Conține măcar un cuvadrupul. 3, 3, 3. Aparține la asta. Asta s-a observat. Dacă asta mică e evidă, logic și cele mai mari vor fi nevidă. Da? Deci, ce trebuie să rețineți? Cardinalul reuniunii nu este în general egal cu suma cardinală. Decât în cazul foarte particular, în care două câte două ar fi disjuncte, adică nu au nimic în comun. Dacă două câte două nu ar avea nimic în comun, nici toate trei nu vor avea nimic în comun. Ca să ajungi partea asta. O să dau mai departe? Vreau cardinalul reuniunii. Păi, odată logic o să plec cu suma cardinală. Când fac cardinalul lui A1 cu cardinalul lui A2 cu cardinalul lui A3, vedem ce se întâmplă. Păi dacă mă uit la partea cu galben, constat că o adun în plus odată. O adun atât la cardinalul lui A1, cât și la cardinalul lui A2. Atât la 1, cât și la 3, respectiv la 2 cu A3. Deci, eu făcând suma cardinală, ceea ce au două câte două în comun, adun prea, de prea multe ori. Și anume adun de două ori. Eu nu vreau să adun de două ori, vreau să adun o singură dată. Scade odată cei cu A1 cu A2 în comun, scade încă o dată cei A1 cu A3 în comun, respectiv la 2 cu A3. Hai să vedem ce se întâmplă cu partea asta roșie până acum. Deci, adunându-le toate, A3. Când scad, am spus anterior, sunt obligat să scad A1 cu A2, ca și intersecție. Deci înseamnă că asta se scade odată. Dacă scad toată bucata asta, voi scădea și aia cu roșu, logic. Când fac A1 cu A3, mai scad odată pe aia cu roșu. Când fac A2 cu A3, o mai scad odată. Deci, punând cap la cap ce am explicat până acum, am adunat-o de 3 ori și am scăzut. Pentru că e inevitabil. Înseamnă că trebuie să o adun. Deci revin la formulă. În matematică, formula se numește, sau în teoria numărării, formula includerii-excluderii. Cardinalul unei mulțimi de obicei se notează cu modul. Notația cu cardinal, care poate să fiți obișnuit. Deci cardinalul iau să notez așa. O să ajungeți la facultate și vă doresc super să ajungeți. Se notează cu A între paranteze. Da? Notația asta înseamnă cardinalul lui A. În ipoteza în care A e finită și logică e finită. Ce înseamnă numărul de elemente al lui A. Da? Acum revenim la ceea ce se cere în cazul nostru. Vreau să calculez cardinalul lui.
A fost A1. A unit cu A2, a unit cu A3. Și se aplică acest principiu. Care se numește principiul includere-excludere. Includ și după a scot dacă e nevoie. Adică le adun pe toate, cardinalul reunie se suma cardinalului mai întâi, A1 plus A2 plus A3, le-am adunat, ce am spus că trebuie să... Două câte două, minus A1 intersectat cu A2, minus A1 intersectat cu A3, minus, aici, A2 intersectat cu A3. Asta de obicei este cea mai mare greșeală la problemele de numărare, când vreau să calculez cardinalul unei reuniuni și nu sunt atent dacă intersectate două câte două reprezintă mulțimea vidă sau... Dar dacă intersecția e nevidă, sunt obligat să scap. Le-am scăzut. Credeți că trebuie să mai facem? Să adunăm cardinalul A1, intersectat cu A2, intersectat cu A3. Acesta este principiul includere-excludere pentru trei mulțimi în reuniune. Dacă ar fi doar două, ați avea de calculat cardinalul A1 reunit cu A2, fără să băgați în seama treiul. Va fi cardinalul A1 plus cardinalul A2. Acum, da? La 3 e ceva de genul, dacă o să fie 4, ce trebuie să faceți? Le adunați pe toate, scădeți 2 câte 2, adunați 3 câte 3 și le scădeți pe toate 4. Tot timpul o să fie plus, minus, plus, minus, și până se termine. Ar putea să termine cu plus sau ar putea să termine cu minus. Acesta este principiul, am cel mai folosit să spun așa, data trecută. Bun. Ce trebuie să facem? Să calculăm cardinalul A1, cardinalul A2, cardinalul A3, cardinalul intersecției 2 câte 2 și cardinalul intersecției pentru toată. Înlocuim în formulă și atâta. Teoretic sună frumos, să vedem practic. Dau mai departe. Și acum vă rog să-mi spuneți voi din nou. Deci EU era dată de suma toată A plus B plus C plus D. E1 A plus B C minus D 0 A2 B plus D B plus D minus A D plus 0 B plus C B plus C B plus C minus A minus B egal 0. Bun. Mă interesează să calculez ce înseamnă A1, EU și E1. Adică trebuie să rezolv un sistem. Pentru A1, EU era la toate. Adică A plus B plus C plus D. Trebuie să fie 12. Și A plus B minus C minus D trebuie să fie 0. Evident, dacă o să calculez cardinalul A1 corect, la fel va fi și pentru A. Sunt două cu plus și două cu minus. Și celelalte două cu minus. Mai corect. Ce este suficient să calculez pentru A1? Pentru A2 și A3 va fi analog. Apoi A1 intersectat cu A2. Pentru A1 intersectat cu A3, A2 intersectat cu A3 va fi analog. Și toate trei. Și am de calculat, practic, trei cardinale. Bun, hai să vedem. E varianta să ne apucăm cu rang, să rezolvăm sistemul clasic. Trebuie să țin cont de faptul că nu mă interesează soluția. De care sunt, neapărat. Dacă le afli și mai bine. Ce ați face voi prima dată? Merge să și le adun, dar parcă se complică. Ce obțin din... Am vă legat, încercați să vă legați de ecuația sau ecuațiile mai simple. Care e cea mai simplă din astea două? Asta, fi 0. Nu? Merge și cum ai spus, te adun, da?
La urmă, tot același lucru s-o ține. Ce plus de? Ce să nu pescă mâna asta? Adică suma la primele două e suma la ultimele două. Puțin. Înlocuind, hai să înlocuiesc C plus D cu A plus B. Și o să am A plus B plus A plus B, adică de două ori C plus A plus B, trebuie să fie 12. Și asta. Bun. Mai am vreo șansă să-l aflu pe A și pe B? Adică să am alte ecuații pentru A și B? Prea, că am înlocuit, am doar două amărâte de ecuații. Și cu patru necunoscute. Deci n-am de ce să mai mă leg de rang, de rezolvare efectivă a sistemului, pentru că logic nu am de unde să obțin informații suplimentare. Bun. Ce e foarte important? A, B, C și B sunt numere naturale. Sau, la și nu pe lungă. Dacă știm ce se întâmplă la A și B, la fel e la C și D. A, U, E. Să începem cu primul. Ce logic la fel. B e obligat să fie? Asta. Nu le mai scriu pe toate. Uite ce a spus colegul. Așa, să B. Perechi. A, B ca perechi. Câte variante are? Tot timpul la numărare trebuie să vă dați seama cum numărați. Să găsiți cea mai simplă metodă ca să numărați. O la una dintre ele. Dacă o știu pe una, automat o știu și pe la altă. Au 0, 1, 2, 6. De la 0 la 6 sunt 7 numere. B automat e dat când știu A. Da? Aveți în fața voastră. Bun. Pe mine mă interesează cvadruplul ABCD. ABCD. Păi, perechea AB, am văzut că are 7 variante. CD are tot 7 variante. Acum vă pun o întrebare legitimă. Perechea CD este influențată de perechea B? Că dacă perechea CD ar fi influențată de AB, s-ar putea ca să n-am 7. Adică dacă AB ca și pereche 1, 2 și îl obligă pe CD să fie 1, 2, să zic, nu o să am 7. Ca și total o să fie 7, poate. Perechea, nu altceva. Este influențată de perechea B. Uite atunci, obținut. Care e singura relație între AB și CD? Unde avem singura relație? Asta. Nu pare că e influențată, dar nu e influențată. Influențată suma perechii. Da? Suma perechii AB trebuie să fie suma perechii. Păi A poate să fie 0, B să fie 6 și C să fie 3 și B 3. Și D 3. Înseamnă că am scris corect. Într-adevăr, perechea AB are 7 variante și perechea CD are 7 variante. Chestia asta e un fel de produs cartezian între ăsta și ăsta. Cardinalul produsului cartezian este produsul cardinal. Perechi de elemente sau perechi de perechi nu are nicio relevanță. Așa trebuie să gândiți. Asta o luați ca pereche, asta o luați ca pereche. Da? Înmulțesc cele două, atenție, se înmulțesc, nu se adună. Și în total obțin că virgulă cardinalul ia 1 este 7 ori 7
Adică 49. Analog, având în vedere că ecuațiile E1, E2, E3 seamănă între ele, se procedează pentru E2 și E3. Hai să și scriu. Analog. Cardinalul A2 va fi egal cu cardinalul A3 și va fi egal cu partea. Am terminat cu fiecare dată separat. Dacă sunt întrebări până aici, vă rog să spuneți. Nu e cea mai simplă problemă. Ați văzut la problemele de matrice. Multe dintre aceste probleme sunt probleme de matrice care se combină cu trigonometria, cu geometria, cu problemele de numărare. Încercați să învățați, să înțelegeți problemele de numărare. Să faceți la facultate, vor fi probabil date și la admitere. Este poate cea mai importantă disciplină. Gândiți-vă, în zilele noastre, tehnologia informației înseamnă mai mult de 50% probabilități și statistică. Iar ați văzut înainte, v-am dat un exemplu, partea de gaming se bazează pe algebră, matricea de rotație care v-am dat-o se folosește 90% dintre cazuri. În orice carte de gaming o să vedeți rotation matrix. Și aici o să vedeți practic cum se folosește algebra sau probabilitățile și statistica sau trigonometria concret în practică. A1 intersectat cu A2. Iar aș spune mai departe și să vă rog să îmi dați. Deci pentru A1, la fel se face și intersectă celelalte două. Deci o dată era EU, care la suma lor era 12. Acum scriu de la 1. Asta parte era plus B. Pentru A2. D plus D. Acum. Acum, din nou, e varianta să mă prind de relații sau pot să ajung să rezolv sistemul. Da. Din ce nu m-aș apuca chiar direct cu rezolvarea sistemului, pentru că un sistem de 3 ecuații, 4 ecuații. Se poate calcula, obțin care sunt necunoscute secundare, principale. Este dacă pot să obțin informații suplimentare doar făcând practic cu metoda substituției, adică jonglând cu ecuații. Ce putem să facem? Aici colegul a zis că le adunăm. Hai să adunăm aici. Vezi? Aici, dacă le-aș fi adunat, obțineam 12. Parcă mi-e mai ok să am în dreapta 0 decât 12. Deci, dacă le adun pe astea două, ce obținem? Odată, A cu minus A se reduc. Da? Se reduc, nu se simplifică. Ce se mai reduce? D cu minus D și obținem 2 pe lângă B, ăsta nu se duce, plus D-ul s-o dus, ce mai rămâne? Deci obțin că B egal cu ce? Ce am obținut pe informație? Ce aș mai putea să fac? Dacă le-am adunat, hai să uităm un pic. Ăsta e cu A, ăsta e cu minus A. Le-am adunat, s-a dus A. În schimb, nu s-a dus B-ul. Dacă le adun. Dar cum le-am adunat, pot să le și scad. Atunci se ducă la alte. Deci fac același lucru. Vine A minus minus A va fi 2A. 2 pe lângă. A. B-ul acum se reduce, cum va fi B minus B. C-ul se reduce, aveți minus C minus minus C. Și minus 2D, adică minus D pe 2 la
0, rezultă că A egal D. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă în prima. Ce avem în prima? Ce ne rezultă din prima? Așa, o strânță. În cont de cele două reacții, ce aveți? Hai să păstrez mai departe A-ul și, de exemplu, relații suplimentare. Deci avem A-ul păstrez, B-ul păstrez, A plus B, C-ul e tot una cu B, D-ul e tot una cu A. Deci din chestia asta obțineam din nou că 2 pe lângă A plus B e 12, adică A plus B e 6. Și am obținut că D-ul hai să vedem. Dacă îl știu pe A, în mod normal se ne oprește în sistem să vedem dacă tot e ok, dar nu are de ce să nu fie ok. Că se observă că dacă sunt toate egale, ăștia două sunt verificate automat. Și atunci verific și în prima. Dacă îl știu pe A, îl voi calcula automat pe B. Dacă îl știu pe B, îl voi calcula automat pe C. Dacă îl știu pe pe D îl calculez? Iau. Da? Deci pe D îl calculez dacă știau. Atunci, de fapt, quadruplele A, B, C, D sunt date doar de A. Dacă îl știu pe A, automat pe restul le știu. Deci, câte quadruple va avea în cazul ăsta? Pe câte variante are A-ul? Câte variante are A-ul? Cui aparține A? Să țineți cont de faptul că toate trebuie să fie naturale. Exemplu, A nu poate să fie 7. Dacă A va fi 7, B va fi minus 1. Nu e corect pentru că B este un număr natural. De la 0. Până la 6. Adică 7 variante. Deci, dacă îl știu pe A și îl fixez, de exemplu, pe B îl calculez, nu-i dau posibilitatea să se plimbe, pe C îl calculez, pe D îl calculez. Da? Înseamnă că cardinalul acelei mulțimi cât va fi? 7. Da? Asta e deosebirea față de cazul precedent, în care A și B aveau, erau depindeau de egal cu 6, dar C-ul și D-ul erau influențate. De când acum C-ul, D-ul și B-ul sunt toate influențate de A. Cât iau orice număr de la 0 la 6, automat se calculează restul. Analog, cardinalul A1 intersectat cu A3, cardinalul A2 intersectat cu A3, nu se modifică absolut nimic, lucrurile sunt la fel. Ultima, în intersecția la toate este... Hai să încerc să nu mai... A scris bucata asta? Șterg doar... aici... Uitați-o chestia aia... Secția la toate trei. Indicați, vă rog, și... B. B.
minus A cu minus B. Minus B? D. Aici noi am observat deja ceva. Am soluția. Deci eu știu deja că 3 aparține acelei intersecții. Bun, ce întrebare mai trebuie să-mi pun? E unică sau nu e unică? Acum ajungem și la sisteme cu problema asta. Sistemul nostru, observăm că este un sistem neomogen. Valorul unui dintre termene liberi este diferit de 0. Sistemele neomogene sunt de 3 categorii. Compatibil determinate. Un sistem este compatibil determinat dacă este compatibil, adică admite soluție și în plus soluția este unică. Pot să o aflu, deci determinat. O găsesc concret. 2, 3, 0. S-a făcut o fia. Da? Categoria a doua, sisteme compatibile. Soluție, dar mai mult de atât au o infinitate de soluții. Adică depind în principiu necunoscutele principale, se scot în funcție de cele secundare, iar cele secundare se notează cu anumite bite. Și sunt sistemele incompatibile care nu admit nicio măcar o soluție. Noi găsim deja o soluție. Da? Se vede destul de simplu soluția. Sistemul automat este compatibil. Acum întrebarea este, sau este compatibil nedeterminat? În acest moment, observăm că sistemul este de 4 ecuații cu 4 necunoscute. Deci matricea corespunzătoare sistemului este pătratică. Da? Dacă determinantul său e 0, va fi compatibil nedeterminat, adică trebuie să văd cum rezolv, iar dacă determinantul este diferit, soluție, ceea ce înseamnă că virgulă cardinalul acestei mulțimi este automat 1, pentru că mulțimea e formată dintr-un singur element, quadruplul care are toate elementele cele. Ce facem? Calculăm cel mai simplu determinantul acestei matrici. Mai trebuie să fim atenți să le punem în ordine. 1, 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
Unde vedeți? Trebuie să scrieți după A, B, C, D, în ordinea asta. Aici a fost în ordine naturală, aici a fost în ordine naturală, de aici nu. Ce am pus minus 1? Prima dată. Minus 1. Da? Nu o să-l mai calculăm, am calculat destul de mult determinanți. Diferit de 0. Se calculează la fel cum am calculat pe delta, numai că e un pic mai simplu. Numai cu A și cu B și cu C și cu D. Face zerouri sau adunați linii. Deci 100% va fi diferit de 0. Dacă e diferit de 0, înseamnă că sistemul... Este ce fel de sistem? Compatibil. Ceea ce înseamnă că are soluție unică, o și știm, și atunci cât este cardinalul intersecției? Cât e? Mai rămâne să lucrez cu formulă. Facem aici. Cardinalul ea, pe ce se cerea. Era 49 la fiecare, deci vine 3 ori 49. Minus 2 câte 2? Era 7?
3, 2 câte 2. Și plus ăla singur. Care vine 3 ori 40. La 40. 40 nu era, nu? O singură întrebare, este problema asta. Aici lucrurile au fost oarecum simple, că au fost 3. Bine, oarecum complicate, că au fost 3 și au fost 2. Dar în loc de 3, poate să fie 6. Ce constatați? Doar pentru una trebuie să faceți. Restul merg prin analogie. Și întrebarea este următoarea. Când se iau toate, dacă ar fi 6, a 1, a 2, a 3 până la 6 și vreau să iau 2 câte 2, adică a 1 intestat cu a 2, a 1 intestat cu a 3, a 1 cu a 6, a 2 cu a 3, puncte, puncte. Câte îs și de ce? Deci când vreau să iau 2 din alea 6, ca să fac intersecția 2 câte 2, apoi să iau 3 din alea 6 și să fac intersecția ca să nu le scriu pe toate. Odată trebuie să o duc. Când le iei pe toate trei, separat, A1 intestat cu A2 intestat, A1, cardinalul A1 plus cardinalul A2 plus cardinalul A3, da? Intersecția un număr de trei ori. Când scazi două, cât de 3 ori. O scazi și la 1 intestat cu a 2 și la 1 cu a 3 și la 2 cu a 3. Deci ai adunat-o de 3 ori, ai scăzut-o de 3 ori. Înseamnă că n-ai băgat-o în seamă. Nu o bagi de 2 ori în seamă. O bagi singură dată în seamă. Înțeles? Deci nu e plus 2, e plus 1. Întrebarea mea era alta. Deci, la un moment dat, în formula includerii-excluderii, trebuie să numărați câte de 4 puncte puncte. Și dacă ar fi să luați, să aveți 6 mulțimi în intersecție și să trebuiască să luați 2. Câte sunt fără să le scriu pe toate? Cum numărarea fără să le scriu? Combina de 6 la de câte 2. De ce? A1 intersectat cu A2 egal cu A2 intersectat cu A1. Da, perfect. Nu o să număr și A1 intersectat cu A2 și A2 intersectat cu A1 pentru că sunt egale. Da? Dacă ar fi să fac comparație între aranjamente și combinări, la aranjamente contează ordinea, la combinări nu contează ordinea. Și prin ce se aseamnă cele două, elementele nu au voie să se... Repete, voi când faceți intersecția două, câte două luați, 1 cu 2, 1 cu 3, 2 cu 1 cu 4, 2 cu 3, 2 cu 5, nu luați 1 cu 1. Da? Aveți la dispoziție 6 și vreți 2, combinări de 6 luate câte 2. Dacă aveți 3 și din 6, combinări de 6 luate câte 3 și mai departe. Acestea sunt chestii care trebuie să le înțelegeți. O să apară șansa să apară o problemă de numărare, chiar mai multe poate. La admitere este foarte mare, iar la facultate, în semestru 2, o să faceți doar astfel de lucruri. Bun. Și cred că cam atât. O zi plăcută. A doua sau a treia întâlnire de analiză.